cred că cine a promovat și cine a susținut și oamenii din umbră care au fost alături de fotbalul feminin au încurajat mișcarea. Au încurajat dorința noastră a femeilor de a face și altceva, de a ne dezvolta, de a ne... Nu știu, adică e o experiență. Una e să faci volei, una e să faci spadă, una e să faci tenis, da? Și una e să faci fotbal feminin. Adică e vorba, multe sunt individuale ca sporturi, ăsta e colectiv și un joc colectiv ca și fotbal înseamnă undeva la 20-22 de jucătoare cu rezerve cu tot. Și acolo stai efectiv 3 sferturi din timpul tău liber, stai ca într-o ești ca o familie. Și e vorba și de susținerea între noi, de nu exista bârfă, nu exista râcă, nu exista... Era, la antrenament era o încrâncenare, pentru că eram... Pe multe posturi erau dubluri și atunci fiecare vrea să prindă echipa și erau destul de tari clinciurile, dar după nu mai eram Miha, eram Mica, eram Nuții, eram, mergeam la 13 septembrie la Chirigiu. La Chirigiu e, nu știu dacă mai există cofetăria aia, undeva pe stânga era o cofetărie micuță. Acolo mergeam după antrenamente și chiar și după meciuri mergeam și mâncam. Prăjiturile mele preferate erau cartofii. Prăjiturile alea așa.